Aici avem prima formă de restaurare prin dezlegarea neputințelor sufletești ca să se poată vindeca boala trupească. Deci una din concluziile de bază este aceasta. Când suntem bolnavi cu trupul, pătimește, când suntem bolnavi cu sufletul, pătimește și trupul. Cum am dezechilibrat, sufletește omul lăuntric, automat apare și boala. De aceea ne mirăm noi de multe ori și spunem, domnule, dar n-avea nimic, domnule, așa din picioare deodată, parcă l-a secerat. Când te uiți în antecedente, în viața personală, găsești. Culcat fără rugăciune, sculat fără rugăciune, mâncat fără rugăciune, nespovedit, neîmpărtășit, lipsa de la biserică, lipsa unei cărți frumoase, lipsa unei conștiințe sănătoase, lipsa unei râvne credincioase care să arate că omul este în comuniune cu Dumnezeu. Și atunci sigur că această îndoială se strecoară și face tocmai această calamitate de a umple omul de păcate și Mântuitorul Iisus Hristos le spune personal apostolilor, numai ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer. Și numai ce veți ținea pe pământ va fi ținut și în cer. Deci feriți-vă de a fi legați și alergați cât mai mult să fiți dezlegați. O zi de-ar fi viața omului, nu-i fără de păcat. Nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Iată că aici ni se arată pe față. Iisus știe gândurile cărturarilor și chiar îi și lovește la punctul cel mai critic, inima. De ce cugetați spurcăciuni în inimile voastre? Ce știți voi despre Dumnezeu? Ce știți voi despre Tatăl meu? Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Ceea ce Fiul vede că Tatăl face și El întocmai le face. Dacă Tatăl meu înviază morții și eu voi învia morții și voi veți învia din morți și eu voi învia. Fiul omului trebuie să pătimească întâi ca să intre în slavă și apoi să învieze. Aceste exemple întărâtă pe acești farisei și mai mult, și mai tare, și mai periculos. Deci ei încep să devină și mai acizi, și mai... înverșunați. Căutau cu orice prilej să-l omoare. L-au dus până la geana muntelui să-l arunce în prăpaste, dar el nimic zicând și trecând printre ei s-a dus, spune Scriptura. Vedeți ce interesant? Nu se împliniseră încă Scripturile. Și acum Mântuitorul le pune o întrebare la acești farisei care habar n-aveau ce vorbeau. Ce este, mă, mai lesne? Să-i zici unui om, iertate-ți sunt păcatele tale sau scoală-te și umblă? Cum să se scoale, să umble dacă bagajul lui de păcate îl ține țintuit la boală? Trebuie întâi, când facem și Sfântul Maslu în biserică, să ținem cont de ordinea cronologică. Să existe întâi spovedania păcatelor, dezlegarea păcatelor, împărtășirea cu Sfintele Taine, pocăința cea sinceră, o lacrimă smulsă acolo, măcar cu patentul din adâncul inimii, Doamne, chiar mă cred păcătos, deja am impresia că sunt altcineva decât ceilalți. Și atunci când ai făcut rugăciunea Sfântului Maslu și ai luat un de lemn sfințit, deja poți spăși într-o etapă superioară de viețuire sufletească. Ei, acest lucru nu-l știu fariseii, pentru că erau oameni literi. Nu mai stau să explic că Hristos a spus personal, eu n-am venit să stric legea, ci am venit ca să o împlinesc. Și aici Iisus Hristos încă o dată se exprimă în fața fariseilor ca să le mai dea un motiv de hulă și spune așa, dar voi nu știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele? Asta e cea mai grea care pe dânsii nu-i va lămuri niciodată și tot timpul vor crede că Iisus a fost un impostor care a adus în Ierusalim secta iudeo-creștină. Căutau de multă vreme prilej ca să-l omoare, s-au sfătuit între ei, iar arhierei Ana și Caiafa, care erau cei mai cu înțelepciune, au spus, dacă noi stăm în nepăsare, după omul ăsta va merge tot neamul.
Deci proroceau fără să vrea ce înseamnă creștinism. Dar mai bine decât să ne piară poporul, să piară un om. Și atunci au pus la cale să-l dea la moarte pe cruce. Deci știau că tortura romană este una din cele mai umilitoare. Știau că tortura pe cruce este pentru ticăloși, pentru nemernici, pentru trădători, pentru dezertori, pentru orice factură umană sub speța de demnitate și jurământ față de mai marele împăratului. Și atunci, ca să poată să-l incrimineze mai bine, i-au scris chiar și pe cruce să aibă acoperire că au făcut un lucru drept, Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Pe când evreii spun lui Pilat, noi n-avem alt împărat decât afară de Cezarul. Deși împăratul lor era Dumnezeu Savaut, care i-a trecut prin Marea Roșie, era Dumnezeu Savaut, care le-a dat tablele legii, era Dumnezeu Savaot care le-a despicat Marea Roșie și i-a scos din Marea Roșie, în pământul făgăduinței, era cel care a despicat Iordanul și i-a dus în Erihon, era cel care a dărâmat zidurile Erihonului și au putut cuceri cea mai veche cetate, era cel care le-a dat mană în pustie, era cel care le-a dat apă din piatră și iată că ei aveau împărat pe Cezarul. De aceea și Iisus Hristos, știind această viclenie a lor, în momentul când îl întreabă de drajdie, îi spune așa, se cade să dăm drajdie sau nu? Vrea un ban. Ce este inscripționa pe bani? Păi capul Cezarului. Dați Cezarului cea Cezarului. Dacă aveți bani cu Cezarul, plătiți-vă vama. Dacă ați fi avut de la Dumnezeu bani, n-aveți nevoie să plătiți vama. Fiindcă sunteți slugi unui împărat pământesc, trebuie să vă plătiți drajdia. Apoi îi lasă pe ei, pentru că oricât le-ar fi vorbit fariseilor, noi vedem tot Vechiul Testament, atitudinea lor ostilă și toate sperjurile, care nu sunt cu nimic mai presus decât cele de astăzi. Deci, ce-am putea face o comparație simplă ca să înțelegeți, în ziua de astăzi, ce vedem noi că se petrece în jurul nostru, la orice pas, indiferent de situație, că-i administrativă, că-i politică, că-i economică, că-i intelectuală, nu contează factura, cum spunem noi, la stat sau la privat. Deci, în momentul în care lipsește Dumnezeu din ecuația vieții, omul face ticăloșii și le face sub acoperirea legii, cum vedem și astăzi. Acum noi trebuie să avem discernere, dacă vrem să fim asemenea lui Iisus, și să găsim sursa păcatului. Dacă ar fi să luăm astăzi sursa păcatului, ne-am putea opri asupra răutății și a urii. Cred că n-a fost vreme pe pământ când să nu existe ură. Cred că n-a fost vreme pe pământ când să nu existe invidie, răutate, afacere, înșelătorie, vicleșug. De ce? Pentru că chiar în psalmii lui David scrie, în locașurile lor, camătă și vicleșug. Deci și la vremea respectivă oamenii aveau aceste căderi preponderente care îi împingeau ca această ură și răutate să aibă și toată viclenia să aibă în spatele ei ce? Banul. Noi îi spunem ochiul dracului. Nu e ochiul dracului, banul e o marfă care asigură schimbul altor mărfuri. Așa spune cartea de economie, dacă a făcut cineva ISEU. În schimb, banul poate fi curat și muncit, curat și trudit, din greu. Banul poate fi cinstit, banul poate fi răsplata, și o găsim scrisă în Scriptură, vai de cel ce oprește plata slugilor, deci este păcat de moarte, și banul poate fi agonisit în mod nedrept sau fals, când oamenii, cum spune acolo, nu vă faceți comori unde le strică furul. Alții le-au tâlcuit cum au vrut ei. Dumnezeu a arătat că nu trebuie să ne facem comoara numai pe temelia materială. Trebuie să avem o comoară concomitentă cu cea materială pe temelia spirituală. Dacă ai pus 100.000 de lei la cec,
pune și 100.000 de rugăciuni pentru suflet în depozitul lui Dumnezeu la fapte bune. Dacă ai pus 20 de feluri de mâncare culinară în rețetarul din bucătărie și ți le îndeplinești, dă-i și lui Dumnezeu 20 de zile de post. Dacă ți-ai pus 20 de haine frumoase în garderobă care îți plac ție în ton cu moda, ia pune și 20 de zile de haina botezului curată prin spovedanie și împărtășanie. Adică când te vei uita în șirul unui an, să găsești tu că te-ai spovedit măcar de 10 ori, că te-ai împărtășit măcar de 10 ori, de 12 ori, de 20 de ori, acolo să vadă Dumnezeu că lângă cele materiale, tronează și bogăția cea spirituală care înseamnă mântuirea sufletului. Tot cel ce vine la mine, eu nu-l voi da afară, spune Hristos. Celui care bate, îi se va deschide în orice clipă. Dacă cere, primește. Dacă caută, află. Dacă strigă, este auzit. Spune, nici nu v-ați rugat voi bine. Și Tatăl vostru cel din cer știe de ce aveți nevoie. Că voi, deși sunteți răi și la copiii voștri le faceți numai daruri bune, spune Scriptura, cu atât mai mult Dumnezeu, Tatăl vostru cel din cer, care vă iubește. Care este primul dar care ne-l dă Dumnezeu? Viața. Mulți ca noi n-au apucat să vadă vreodată soarele. Spun statisticile că ar mai fi odată capacitatea populației României, între 18 și 20 ceva de milioane de suflete care n-au văzut lumina soarelui. Dar s-au zămislit în pântece de mame. După viață, înțelepciunea. Vedeți? Noi alergăm cu foarte mare rapiditate și căutăm niște oameni naivi ca noi, niște oameni simpli ca noi, niște oameni la fel precum suntem noi, și căutăm înțelepciunea la cei neînțelepți. Deci eu mă duc, îmi iau copilul de mână și mă opresc la cel mai mare specialist în înțelepciune. Da? Mă duc să caut un doctor deștept, un psiholog deștept, un sociolog deștept, un ce-o mai fie, terapeut. Și ce spun? Mă duc să văd copilul meu ce nivel de gândire și inteligență are. Și vii foarte bucuros acasă că ăla ți-a scris acolo pe o hârtie 200% sau 300%, eu știu ce a scris el acolo, mă rog, ce termeni să folosesc. Și tu vezi că el e nătărău, tu vezi că n-ascultă, tu vezi că n-are inclinații la carte, vezi că e obraznic, vezi că e neascultător, vezi că e coleric, vezi că e nervos, vezi că e pătimaș. Dar nu spui, băi, eu nu mi-am educat copilul cum trebuie, nu i-am dat înțelepciune. Înțelepciunea la copilul tău vine dintr-o jordie la fund când e prea isteric, dintr-o restricție când e prea libertin, dintr-o obligație când e prea comod, dintr-o hotărâre când e prea nepăsător. Și tu vrei să-i o scoți cu o hârtie, vai, dar am fost la specialist și mi-a spus că are minte peste normală, ei nu mai spune. Băi, mai dă și la alții, mă, dacă ai atâta minte.